Știm că-l iubiți, așa că haideți să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Nicușor Dan. Următorul. Bună ziua. Depinde. Ce pot să fac pentru dumneavoastră? Domnule Nicu. Ușor. Domnule Nicu. Nicușor. Domnule Nicușor, am înțeles că sunteți matematician. Da, olimpic. Da, se dă următoarea problemă. Dacă eu am o centură cu explozibil, în cât timp dați drumul la apă caldă în București? Ce centură? Cu explozibil. Stați puțin. Problema apei calde este mai complicată. Țevile sunt vechi, se sparg tot timpul. În câțiva ani rezolvăm problema apei. Aș vrea mai repede. Problema apei calde este foarte complicată, țevile sunt vechi, se sparg tot timpul, în câțiva ani rezolvăm problema apei calde. Nu, haideți totuși să o facem mai rapid. Să zicem în câteva minute. Imposibil. Toată lumea sare acum cu mine, toată lumea sare acum cu mine. Deci, există două soluții ca să nu iasă nasul aici acum, da? Unu, dai drumul la apă în București. Sau doi? Doi. Sau doi, te tunzi. Nu se poate. Vă rog să mă credeți, este o problemă de ecologie. Este un protest al meu pentru protejarea cuiburilor de mierlă. Și în plus, eu am capul mic și creierul stă lejer. Și în plus, așa crede lumea că am tot timpul ceva de făcut și n-am timp să mă duc la frizer. Bun, dar stai-mă puțin, domne, care-i faza cu căldura? Ha? Opa! Adică ce, tu chiar vrei să-i ții pe bucureștini în frig? Dar nu stau în frig, să știți că se descurcă. A, da, fiindcă au centrale, nu? Le interzicem. Mă, tu vrei să ne omori pe toți? Nu pot să spun. Eu fac tot ce pot pe bucata mea, opresc apa caldă, opresc căldura, dar românii rezistă la orice. Da, da, e foarte greu. La mine e un ger de crapă pietrele. Aveți pietre în casă? Am niște pietre foarte prețioase. Dar nu stați iarna în frig, nu-i așa? Vă descurcați cumva? Da, mă descurc, cum să nu, mai las geamul deschis, mai crap ușa de la congelator să se încălzească. Nu. Interzicem congelatoarele, interzicem frigiderele, interzicem aparatele de aer condiționat, interzicem totul. Băi, Nicușule, dar cine-i terorist aici? Eu sau tu? Băi, hai să ascult de mine. Hai să negociem. Nu, eu nu negociez cu teroriștii. Uite-te la București, că e un dezastru. Câte borduri ați făcut, iar drumurile sunt distruse. Băi, o clădire socială l-ați construit. Am încercat. Cum adică? Știți cum e? Stă, e zid. Cade, e bordură. E plin București de bordură. Gata, scap lumea de tine. Dar zi-mi înainte, de ce ați închis toată lumea în case? Am zis să stea fiecare cu nevasta lui. Dacă nici asta nu te omoară, atunci e clar, nu mai e nimic de făcut. Da, foarte frumos, ce să zic. Deci, nu dai drumul la apă caldă? Nu. Mai bine prefer să mor. Mai am un singur dor. În liniștea serii, să număr ciori în parcul Cișmigiu. Perfect, măi, eu de asta am venit. Am chemat două gagii să vină de seara la mine să fac un duș, că eu am centrală. Și am vrut să mă asigur că nu-ți vine vreo idee năstrușnică să dai drumul la apă caldă. Băi, mersi din nou și te-am pupat, pa! Următorul.